Este printre cele mai delicioase checuri pe care le-am făcut. Are o combinație perfectă de dulce acrișor și asta datorită vișinelor. Nu ai nevoie de mixer sau alte aparaturi sofisticate și merge de minune dimineața la cafea. Hai să ne apucăm de treabă să-ți arăt cum poți pregăti o bunătate pentru întreaga familie. Într-un bol încăpător am pus 100 de grame de unt moale, am adăugat 3 linguri cu zahăr și am amestecat totul foarte bine. Dacă îți place această rețetă, apasă butonul de like și cel de urmărire, pentru că postez rețete noi delicioase în fiecare zi. Am adăugat 2 ouă și am încorporat totul bine. Esență de vanilie, în jur de o lingură, coaja rasă a unei lămâi necerate și am încorporat 200 de grame de făină, pe care am adăugat-o în 2 ture. Am amestecat bine cutelul, am turnat și jumătate din cantitatea de lapte, am pus o linguriță de praf de copt, restul de făină și restul cantității de lapte. În total am folosit 125 de grame de lapte. Te rog să mă urmărești și pe Instagram, mă găsești yummy.expert. Am uns o tavă cu puțin unt, am turnat compoziția făcută adineauri, am mai lăsat câteva linguri de compoziție în bol, peste care am adăugat 2 linguri cu cacao, jumătate de ceșcuță cu lapte și am încorporat totul foarte bine până când nu au mai existat cocoloașe. Am turnat compoziția deasupra și am făcut câteva urme cu ajutorul unei linguri. Am decorat cu vișine. Am folosit în jur de o cană de vișine congelate. Dacă ai proaspete, este și mai bine. Am băgat tava în cuptorul preîncălzit la 165 de grade Celsius până când trece testul scobitorii. Lasă mesaj în comentarii și spune-mi ce părere ai despre această rețetă. Poftă bună, vă pup!